persoanele ce se asigură în mod individual pot să achite deja prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2017, prețul căreia a rămas de 4.056 lei. Totodată, până pe 31 martie curent, sunt valabile reduceri de 50 și 75% din valoarea primei pentru anumite categorii de cetățeni. De menționat că notarii, avocații, executorii judecătorești și mediatorii vor achita prima în mărime integrală. Plata poate fi efectuată la orice bancă sau agenție teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. După 31 martie, persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislație vor achita integral prețul poliței, cu amendă și penalitate, iar statutul de asigurat va fi activat după 7 zile din momentul achitării. Sunt mândru de echipa partidului pe care am condus-o până nu demult și nemijlocită de fracțiunea PSRM în Parlament. Mesajul a venit din partea șefului statului Igor Dodon, care a organizat o ședință de lucru cu fracțiunea socialiștilor din legislativ. În cadrul întrunirii a fost făcut bilanțul activității deputaților pentru acest an și stabilite noile priorități. Am deplină convingere că după alegerile parlamentare, care sper că vor fi anticipate, socialiștii vor forma noua conducere a țării pe toată verticala puterii de stat și vor restabili echitatea socială, vor asigura creșterea economică și dezvoltarea durabilă a țării, a mai spus Igor Dodon. S-a zguduit pământul. Un cutremur puternic de 5,3 Richter produs în zona Vrancea din România s-a resimțit și în țara noastră în jurul orei 1:20 dimineața. Seismul s-a produs la o adâncime de circa 98 de kilometri și a băgat în sperieți mai multe lume. Cutremurul s-a resimțit și în Bulgaria, dar și în Ucraina. Potrivit presiei din România, acesta este al doilea seism de peste 5 grade produs în ultimele 3 luni. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, spune că în luna ianuarie se va încerca înlăturarea lui din funcția de primar al municipiului Bălți. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Usatăi spune că el a fost investit în acest post cu votul locuitorilor din Bălți și doar ei pot decide cine să le conducă orașul. Azi, avocații lui Renato Usatăi au depus cerere privind anularea măsurii de reprimare sub formă de arest pe numele liderului partidului nostru și o altă cerere privind ilegalitatea reluării dosarului penal împotriva lui Renato Usatăi. Examinarea ambelor cereri a fost amânată pentru 24 ianuarie. Renato Usatăi este acuzat de escrocherie și tentativă de omor al omului de afaceri German Gorbunțov. Primarul de Bălți spune că dosarele sunt unele fabricate. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, va veni cu o reacție vis-a-vis de faptul dacă ar accepta sau nu funcția de consilier prezidențial pentru diaspora. Amintim că recent, când și-a prezentat echipa de consilieri, șeful statului Igor Dodon a precizat că va exista și o funcție de consilier pentru diaspora, așa că cei interesați deja pot să expedieze CV-urile lor. Contactată telefonic de RTR Moldova, Anastasia Taburceanu, ofițerul de presă al PAS, a declarat că Maia Sandu va veni neapărat cu o reacție pe rețelele de socializare. Sediul nou al Curții de Apel, situat pe strada Teilor 4 din capitală, a fost inaugurat, iar la eveniment a fost prezent și premierul Pavel Filip. Este mult mai important ca judecătorii să-și facă munca profesionist. Aveți o casă, acum trebuie să faceți ordine în această casă, a declarat prim-ministrul. La rândul său, Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a evidențiat că noile condiții au fost create nu doar pentru magistrați, dar și pentru justițiabili. Lucrările de reconstrucție a sediului Curții de Apel Chișinău au demarat în ianuarie 2014. Banii pentru acestea, circa 82 de milioane de lei, au fost alocați din fondul de rezervă al executivului. Lucrările de curățare și defrișare a arborilor în capitală continuă și săptămâna aceasta anunță Primăria Generală. Astfel, serviciile municipale vor lucra pe strada Sfatul Țării în perimetrul străzilor Mateievici și 31 August, pe strada Toma Ciorbă în perimetrul Bulevardului Ștefan cel Mare și străzii Mitropolit Dosoftei, pe strada Pandurilor, dar și în pădurea din sectorul Râșcani. Totodată, lucrările de înlocuire a copacilor tăiați cu puieți noi de talie înaltă vor continua până luna aprilie anul viitor. În zilele următoare se așteaptă ninsori, potrivit meteorologilor, însă în noaptea dintre ani se pare că nu vom avea parte de zăpadă. Joi și vineri ziua temperaturile vor oscila între minus 1 și minus 4 grade, iar în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie vor fi 0 și 3 grade, însă meteorologii nu promit ninsori.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Euro a scăzut cu 5 bani, valorând 20,97 lei. Dolarul american are mai puțin tot cu 5 bani și costă 20,06 lei. Cu un ban s-a depreciat leul românesc, valorând 4,62 lei. Hrivna ucraineană are mai puțin cu un ban și costă 75 de bani, iar rubla rusească a adăugat un ban, valorând 33 de bani.